Trecând peste aceste laude pe care vi le adresăm împreună, eu vreau să vă spun un lucru, o certitudine, stimați colegi. Nu acesta a fost scopul acestor alegeri. Cele reale. Și mai ales, sondajele tale au fost bune. Pentru că scopul partidului era cu trei în față. Conduc Comisia de Anchetă a Parlamentului României pentru a se verifica ce s-a întâmplat la aceste alegeri europarlamentare și la autostradă. Și pot să vă spun cu certitudine că au fost. Pot să vă spun cu certitudine că s-a votat un tip. Pot să vă spun cu certitudine că soțul a fost ilegal. Ilegal. Și am avut surpriza să vedem o conducere a AEP-ului în fața noastră, în fața Comisiei de Anchetă, care ne cunoștea cu serenitate că nu au fost cine știe ce deficiențe, că nu au fost niciun fel de probleme. Și că ne-a spus că trebuie să vină și să ne aducă scris cine este persoana din AEP care a recepționat softul respectiv și dacă a verificat să se respecte criteriile legale, să nu se permită votul multiplu și așa mai departe. Și a ajuns și domnul președinte la birou și a cerut aceste informații și a dat seama că softul nu a fost niciodată recepționat de AEP. Ce spune acest lucru? Sigur că nu mai putem să ne facem rezultatul acestor alegeri acum. Dar asta înseamnă, doamna prim-ministru, că dacă vrem data viitoare să câștigăm alegerile, va trebui să nu mai folosim acest soft. Va trebui ca STS-ul să nu se să mai aibă atribuții în organizarea de alegeri. De asta există instituția de statului nemilitarizată. Trecând peste acest subiect, însă, faptul că noi am trecut pe locul 2 la aceste alegeri, i-a făcut pe cei din PNL să-și arate adevărat. Nu știu dacă ați apucat să citiți declarația lui Ioan Șoptan de astăzi, care spune că presediștii trebuie scoși cu șuturi în pui din Palatul Marii Victoria. Deci, acesta este limbajul. Asta este aroganța. Aroganța cu care ies acum și ne spun că trebuie să taie ceandarul și să stopeze toate programele pe care noi le-am avut. Suntem singurul partid în România și este prima guvernare din România care vine cu un program de guvernare în fața alegătorilor și până la această dată reușește să îl pună în aplicare în proporție de 75% și mai avem un an de guvernare. Ne spun că avem o guvernare de competențe. Păi suntem pe primul loc în Europa la creștere economică. Atunci cum sunt ceilalți? Cum sunt francezii lui Cioloș și Domnul lui Claudiu Manta? Sau nemții lui Iohannis? Sau? Dacă noi suntem pe primul loc în Uniunea Europeană, nu numai la creștere economică, dar știți foarte bine că inclusiv la ceea ce înseamnă gradul de creștere al creșterilor și al salarii. Pe care să fiți convinși că dacă PNL-ul și USR-ul vin la guvernare, o să le taie. Nu o să aibă nici cea mai mică șansă, pentru că deja ne spun acest lucru. Deja Cârțu, care este eminența lor cenușie a așa zisului program de guvernare pe care nu l-a văzut nimeni până acum de la PNL, ne anunță deja că dă afară 500.000 de bugetari. Ne anunță deja că va stopa toate programele care sunt finanțate de la bugetul statului și care au fost introduse de PSD. Asta înseamnă că se taie inclusiv programele pentru bolnavi de cancer, de exemplu, sau pentru mame, sau pentru agricultură, tomate. Știți foarte bine toate lucrurile bune pe care le-a făcut PSD. Deci n-au niciun fel de șef. Asta înseamnă că o să-i lăsăm? Eu cred că
L'aumentare del ciclo di breve, la legge regolamentare economica, nasce sempre 3, non voglio pagare la rata, o se del nostro mi lascia sempre partito, e c'è mai mare di mare da voi. Eu sunt absolut convinsă că toți primarii care sunteți în această sală vă veți reînnoi mandatul, fără niciun fel de probleme la ADG. Pentru că să nu uităm că pe vremea guvernării Boc în județul Gorj a intrat suma de 50 de miliarde de lei vechi și pe vremea guvernării PSD a intrat 8.000 de miliarde în județul Gorj. Deci facem comparația asta. Sigur că vom găsi și oameni care nu apreciază măsurile pe care noi le-am luat, deși sunt în beneficiul lor direct, se văd în buzunarul lor. Și îmi povestea cineva mai devreme că vorbea cu niște rezidenți care într-o săptămână sunau extraordinar când am mărit salariul PSD-ul și în săptămâna următoare unul dintre acești rezidenți spunea abia aștept să se făcăm de ciuma rușie, să vin o dată în loc ca să mă duc să votez contra lui. Și persoana cealaltă spune că noi tocmai zice că ți-am mărit salariul. Dar dom'le, că asta e sarcina, e meritul meu. Dacă era meritul lor, deci n-au făcut și ceilalți. Știți foarte bine ce a semnat guvernarea PSD pentru România. Și eu sper, din toată inima, o să vă concentrați cu aceeași atenție și la următoarele alegeri, pentru că este foarte important să menținem guvernarea. Vă mulțumesc!